Virginia, în lacrimi. Motivul pentru care concurenta plânge după despărțirea de rochi. Ce sfat i-a dat mama ei legat de rochi, a zis că e pierderea lui. În ediția de luni a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, Virginia a izbucnit în lacrimi. În ediția de luni a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Virginia a vărsat lacrimi amare după vizita lui Rochi motivul pentru care concurenta plânge după despărțirea de rochi. Virginia a izbucnit în lacrimi după ce Julia a făcut mărturisiri emoționante, astfel că tânăra a simțit și acum este să fie într-o poziție singuratică. Am avut momente aici când m-am simțit singură. A declarat Virginia. La un moment dat, în timpul discuției dintre Andreea Mantea și Virginia, Roberta a izbucnit și ea în lacrimi iar în casa fetelor plângeau acum trei concurente, Julia, Virginia și Roberta. Andreea Mante a întrebat-o care este motivul pentru care varsă aceste lacrimi și ce o făcea să sufere, în special în relația cu Rochi. Mi se părea că erau foarte multe înțepături uneori și eu nu am fost așa din senin cu nimeni. Și cu Rob poate aș fi preferat să văd eu sau să mi se spună o părere, dar în alt mod, nu ironic sau răutăcios. Uneori mă mai și aprindeam eu și în unele situații nici robi nu mă susținea, a declarat Virginia. Ce sfat i-a dat mama Virginiei despre robi? Andreea Mante a întrebat-o pe Virginia la cine apela atunci când era supărată și se simțea singură, iar Virginia a dat un răspuns emoționant despre cea care i-a dat viață. Pe mami. Eu vorbesc cu ea totul, chiar vorbesc orice cu ea. Îi spuneam situațiile, de aia mă încuraja să, a spus Virginia, care nu-și mai putea stăpâni lacrimile. Pe lângă asta, Virginia a mărturisit și ce i-a spus mama ei despre robi atât după despărțire, cât și înainte să se ajungă la acest punct. Înainte spunea să fac ce simt că poate eu simt altfel, fiind aici și nu e chiar cum se vede, și mai avea chestii în care zicea că nu e normal cum se întâmplau lucrurile. Dar ea mereu m-a lăsat să fac cum consider eu, după ce ne-am despărțit, ea e o persoană bună și nu prea critică, a zis doar că e pierderea lui, a declarat Virginia, afirmație la care prezentatoarea i-a dat dreptate.